Vă urez o zi binecuvântată în Domnul și vă zic bun venit pe Calea Undelor în cadrul unui subiect care poartă titlul Destramă și cucerește. Vechiul dicton roman, divide et impera, este un dicton a cărui înțelepciune este valorificată din plin de protagoniștii noi ordini mondiale. În Amos, capitolul 6, versetul 12. Pot caii să alerge pe o stâncă sau poate cineva să are marea cu boii de a-ți prefăcut judecata în o travă și roada dreptății în pelin? Aceasta este o întrebare pe care Tatăl nostru din ceruri o adresează tuturor pământenilor astăzi, indiferent de rasă și indiferent de nivelul intelectual sau de potențialul financiar. Albert Einstein, unul dintre cei mai proeminenți oameni de știință din secolul 20, a făcut o declarație în care a împărțit lumea în două, oamenii răi și oamenii care nu fac nimic. Iar în motoul acesta, el declară, lumea nu va fi distrusă de cei care fac răul, ci de cei care privesc fără să facă nimic. De câteva luni încoace, pământul fierbe. Lumea este într-o tensiune și într-o agitație nemai întâlnită până astăzi în lumea modernă și obsesia cu privire la războiul raselor se pare că incită spiritul urii și dezbinării între oameni care odată erau prieteni. Aș vrea să răspund la o întrebare care este legitimă și se cuvine, este o întrebare plină de bun simț, care are de a face cu violența din lumea civilizată și violența din lumea modernă. Care este mesajul din spatele statuilor dărâmate? Există o descătușare de energie din partea tineretului care îl vedem pe stradă protestând, mulți din ei fiind sub influența drogurilor, alcoolului, sub influența unei atitudini mentale foarte negative, savurând din nesați efectul toxic al unei ambianțe pline de crimă și de violență. Din nefericire, sunt organizații marxiste care stârnesc izul și gustul fostului comunism de a se instaura la putere prin violență. Black Lives Matter și alte mișcări de genul acesta dovedesc o ură față de istoria creștină a acestei națiuni. Dovedesc o ură față de cei care au scris istoria în mod inteligent pentru această națiune care se numește Statele Unite. Care este, de fapt, mesajul din spatele statuilor dărâmate? În realitate, dragii mei prieteni, nu e vorba de bronz, nu e vorba de aur, nu e vorba de argint, nu e vorba de metal, e vorba de un simbol care se ascunde întotdeauna în spatele unei statui. Repudierea fiecărui ideal creștin întemeiat de părinții peregrini. Nu există nicio justificare pentru anularea libertăților individuale ascunsă sub masca interesului pentru binele public. Thomas Jefferson, un om inteligent, a anticipat căderea și prăbușirea idealurilor naționale creștine ale Statelor Unite. Iar prin dărâmarea acestei statui a lui Jefferson, protestanții marxiști, comuniști, care doresc să instige lumea la ură și teroare și la violență, transmit un mesaj tuturor pe calea undelor, pentru că adeseori când distrug statuii ei se filmează, bravează pentru o astfel de atitudine, ei transmit un mesaj. Lăsați ca subiectul educației religioase să fie realizat de familie și biserică, dar țineți biserica și statul despărțite pentru totdeauna. Atunci când protestanții au scuipat pe statuia lui Ulysses Grant și au dărâmat-o, ei au spus, ce familie, jos cu familia creștină, ce biserică, jos cu biserica, ce separare între stat și biserică, jos cu aceste principii. Urâm libertățile, urâm separarea între biserică și stat și urâm din toată inima noastră familia care este compusă din un tată care este bărbat, o mamă care este femeie și copilașii, rodul dragostei lor. Căderea acestei statui transmite un mesaj că ne apropiem cu pași repezi de cea mai adâncă apostazie de tip sodomic care a fost experimentată vreodată de oameni în istoria lumii.
Atunci când protestanții au dărâmat statuia lui Abraham Lincoln, n-au dărâmat pe Lincoln însuși, că el e mormânt, ci au dărâmat idealul lui Lincoln. Fiecare om trebuie să fie protejat în închinarea înaintea divinității, după cum îi dictează propria conștiință. Ce închinare la Dumnezeu, spun protestanții? Ce divinitate? Ce conștiință? A venit vremea, în era gândirii, să lăsăm maimuța ca să se descătușeze. Dacă Darwin s-ar trezi din mormânt, ar avea marea bucurie și satisfacție să găsească the missing link sau veriga care lipsește. Când John Adams a declarat că am decis un guvern liber și o religie romano-catolică nu pot exista niciodată împreună în nicio națiune sau țară, libertatea și papalitatea nu pot conviețui. Ei au dărâmat, de fapt, idealul acesta minunat al separării între biserică și stat. Un autor de carte, doamna Ellen G. White, făcea o declarație în 1882. Faceți și dumneavoastră socoteala, astăzi suntem în 2020, deci sunt cel puțin 138 de ani, dacă nu mă înșel, de când dumneaei a făcut această declarație. Țara noastră va respinge fiecare principiu al Constituției care o conduce protestantă și republicană și va face legi pentru propagarea falsurilor și înșelăciunilor papale. Protestantismul și republicanismul pe care îl susține domnul președinte Donald Trump va fi învins. Aceasta este declarație făcută în 1882. Țara noastră va respinge fiecare principiu al conștiinței ca o conducere protestantă și republicană. La ora actuală avem la conducere o simbioză între gândirea protestantă și Partidul Republican care conduce Statele Unite, iar dumneaei spune că acest guvern va trebui înlăturat și înlocuit cu ceva care seamănă cu un balaur. Sentimentul meu interior este că Iisus vine curând, iar El se va coborî din ceruri și va veni să vadă ce fac fiii oamenilor cu pământul pe care El l-a creat. Și atunci fiecare dintre noi vom avea șansa să stăm în fața lui Dumnezeu și să trecem examenul credinței sau testul credinței singuri, singurei, cu Biblia în mână. Noi, cuvântul lui Dumnezeu și Iisus al nostru, dacă este al nostru. În cartea profetică a Vechiului Testament, numită Cartea lui Daniel, Gabriel, îngerul care este trimis de Dumnezeu din ceruri ca să-i dea explicații suplimentare lui Daniel, spunea că nimeni nu mă ajută împotriva acestora decât voievodul vostru, Mihail. Însuși Gabriel îl spunea sau recunoștea în fața lui Daniel că există o intimitate, există o substanță de relație între voi pământenii și conducătorul nostru, Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu cu noi, care depășește capacitatea noastră de înțelegere ca îngerii. Ce minunat! Gabriel ne dă o veste bună. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora decât voievodul vostru, Mihail, adică Iisus. Când a venit pe pământ, a murit pentru voi, a înviat pentru voi, numai al nostru, e al vostru, al pământenilor. Domnul Hristos și-a sigilat relația pentru veșnicie cu pământenii, cu frații și surorile Lui de pe pământ. Așa că, dragii mei prieteni, mai este foarte puțină vreme și iubitul nostru Mântuitor, voievodul nostru, Mihail, va veni ca să ne ajute să trecem prin marele timp de strâmtorare, prin marele timp de judecată care va veni pe pământ și peste pământeni. O tânără din Venezuela, privind la televizor și văzând ce se întâmplă pe străzile americane, și-a exprimat îngrijorarea printr-un video în care dumneaei spunea: mi-aduc aminte că așa a început comunismul pe străzile Venezuelei. Atunci când Hugo Chavez a venit la putere, a dărâmat statuile, așa cum se dărâmă statuile la voi în America, pentru că a vrut să eradicheze, să scoată, să șteargă din mintea noilor generații istoria dinaintea lui Hugo Chavez. Venezuela începe cu Hugo Chavez. Dincolo de Hugo Chavez n-a existat nimic bun. Tot ce e bun începe cu Hugo Chavez.
Tot ce e bun în America de acum înainte începe cu Black Lives Matter. Hugo Chavez a schimbat chiar numele străzilor. Și ca mai apoi să schimbe curriculumul sau programa școlară de învățământ în care se scrie o proprie versiune a istoriei, așa cum lui Hugo Chavez i-a plăcut. Toate acestea nu sunt altceva decât metode sistematice prin care comunismul, marxismul, vine într-o țară și se stabilește ca o ventuză care dărâmă totul prin violență și stabilește o lume a cruzimii, o lume a urii. Am fost născut în timpul comunismului și mai îmi aduc aminte și astăzi teama și teroarea pe care o aveam atunci când la 8 dimineața noi terminam Sfânta Cină în casele fraților cu pături în geamă. Mai mi-aduc aminte și astăzi, dragii mei prieteni, când băteam la mașină lecțiunile școlii de sabat într-o cameră închiși ca să nu ne descopere serviciile secrete ale lui Ceaușescu. Am lucrat ca o biserică subterană 70 de ani și libertatea pentru noi a fost cel mai frumos mesaj care ni s-a putut oferi. Când am auzit că a venit libertatea în 1989, am spus că este cea mai frumoasă veste pe care noi ca oameni am primit-o în zeci de ani. Albert Pike este unul dintre cei care a importat în mod subtil marxismul în Statele Unite. El a scris The Age of Reason, era gândirii, în care își exprima scepticismul cu privire la un Dumnezeu care judecă lumea, un Dumnezeu care are un tron, un Dumnezeu care are o conduită morală. Și te uiți la oamenii care îi împărtășesc convingerile pe stradă, cum sparg vitrine, cum împușcă oameni, cum îți iau mâncarea de la gură, oameni care s-au transformat în exact ceea ce spunea Charles Darwin, strămoșii noștri. Shaun King susține în teoria lui marxistă că a avea o statuie cu Iisus este o dovadă de rasism și este o dovadă de dictatură a regimului albilor. De aceea, tot ce aparține creștinismului, biserici, statui de ale lui Hristos și așa mai departe, trebuie dărâmate și distruse. Pentru că Iosif și Maria au mers în Egipt, n-au mers în Europa, așa că Hristos nu era alb. Asta este concluzia dumnealui care îl justifică agresivitatea împotriva creștinismului. Lui Joan King îi se alătură Melina Abdullah, unul dintre liderii Black Lives Matter, care spune: vrem să mergem în locuri unde afluența albilor predomină, ca durerea și mânia pe care o simțim noi să le aruncăm drept în față. Melina Abdullah este și ea protagonistă a marxismului, care urăște protestantismul și conceptul republican de guvernământ al Statelor Unite, așa că ceea ce vedeți la ora actuală pe străzile americane nu este altceva decât o revoluție culturală în care se promovează probabil un nou Hugo Chavez, un nou lider comunist care va face jocul Vaticanului, va face jocul Romei și va vorbi ca un balaur în numele Romei pentru a restabili puterea pe care a pierdut-o papalitatea în timpul Revoluției franceze. Dragii mei prieteni, încă o dată vă spun, trăim ultimile zile de libertate ale acestei țări frumoase care s-a numit Statele Unite. Frederick William Nietzsche, la 24 de ani, ajunge cel mai tânăr șef de catedră la Universitatea din Basel și pentru 20 de ani omul acesta vorbește împotriva lui Dumnezeu, până când înnebunește. Aș vrea să remarc declarația lui: Dumnezeu este mort, Dumnezeu rămâne mort și noi l-am ucis. Cum ne vom mângâia noi înșine ucigașii ucigașilor? Sigur că astfel de declarații dezaxate l-au adus în 1889, la vârsta de 44 de ani, la pierderea sau colapsul intelectual total. De la profesor universitar, șef de catedră, să ajungi la spitalul de nebuni pentru că ai vorbit împotriva lui Dumnezeu 20 de ani până ți-ai distrus propriul creier, nu e de mirare. Și acești oameni care protestează astăzi pe străzile Statelor Unite, pe străzile Europei, în Australia, Noua Zeelandă, chiar și în Coreea de Sud, sunt generații de tineri care au fost educați
sub această egidă. Noi l-am omorât pe Dumnezeu, Dumnezeu este mort, Dumnezeu rămâne mort, noi l-am ucis, cum ne vom mângâia noi înșine ucigașii ucigașilor? Această teorie, această gândire atât de periculoasă, care l-a făcut pe Nietzsche să-și piardă mintea și să moară ca nebun în 1900, este aceeași teorie care îi conduce pe acești oameni pe străzi. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Scriptura a avut dreptate. Black Lives Matter co-founder describes herself as a trained Marxist. Deci, unul dintre cofondatorii mișcării Black Lives Matter declară și recunoaște public la televiziune New York Post că este adepta gândirii marxiste. Cei care protestează memoria lui George Floyd au strigat pe la microfoane pe stradă că orice crimă va fi legală în următoarele 12 ore. Orice crimă va fi legală în următoarele 12 ore. Deci ca să vă dați seama de anarhia care se instaurează în această țară. Aș vrea să deschidem puțin Bibliile noastre și să citim ceva foarte interesant din cartea lui Matei, capitolul 26. Pilat, un judecător republican, încearcă să negocieze cu gloata agresivă, isterică, și să găsească un punct comun. Dregătorul a luat cuvântul și a zis, pe care dintre cei doi voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos, să fie răstignit? I-au răspuns cu toții. Uitați-vă cât de similară este scena aceasta pe care o întâlnim în Biblie cu scena pe care o întâlnim astăzi în Statele Unite. Pilat, care este judecător, întreabă gloata, nu întreabă legea. Pe cine vreți să vă slobozesc, pe Baraba sau pe Iisus? Un judecător ajunge să acționeze pe placul mulțimii de frică. Așa se întâmplă cu politicienii de astăzi în Statele Unite. Mișcările acestea de tip marxist, practic, sunt foarte bine susținute din umbră de politicieni care urăsc Statele Unite și urăsc conceptul protestant de guvernământ, iar acești oameni ajung să negocieze cu gloata violentă și să ofere, să negocieze și să satisfacă orice moft a celor care acționează în mod isteric pe stradă. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristosul? Păi cum, Pilat, tu îi întrebi pe oameni ce să faci cu Hristosul? Ce te învață legea ta? El mai spune, nu găsești nicio vină în el. Păi dacă nu găsești nicio vină în el, în Iisus Hristos, Pilat, de ce faci jocul mulțimii doar ca să-ți păstrezi un tron pe care îl vei pierde în curând? Acest scenariu dintre Pilat și gloata, cea agresivă și isterică, este același scenariu pe care pilații de astăzi îl joacă împreună cu gloata agresivă de pe stradă. Ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Observați, Pilat în mod neputincios își pierde autoritatea de judecător în fața mulțimii. Mulțimea percepe momentul terminus în care el, Pilat, se afișează ca fiind extrem de vulnerabil și din acest moment negocierea încetează. Faci cum zicem noi sau spargem geamuri, dăm foc și te omorâm și pe tine. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, adică mai multă gălăgie, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră. Pilat a realizat mult prea târziu greșeala pe care el a făcut-o. Strategia de a încerca să negociezi cu o gloată nebună principii de moralitate și principii de dreptate a fost un total fiasco. Urletele animalice de pe străzile țărilor civilizate, comportamentul total suburban al celor care ies pe străzi, nu este decât reflexia absenței lui Dumnezeu din viața oamenilor. Un alt caz de isterie îl găsim în Fapte, capitolul 7, versetul 54 la 57. Când auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui.
Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Gloata, protestanții, care se luptau, cei care protestau împotriva lui Ștefan și a moralității acestuia, au început să răgnească, auzi? Protestanții în fața lui Ștefan au început să răgnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. Un comportament care nu justifică altceva decât lipsa lui Dumnezeu din viața acestor oameni. După ce Pavel se convertește la moartea lui Ștefan, el însuși este victima acestei gloate de protestanți. Și în Fapte, capitolul 22, versetul 22 la 23, găsim următoarele. Ei l-au ascultat până la acest cuvânt, dar atunci și-a ridicat glasul și a zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Dragii mei prieteni, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Acest tip de comportare nu arată altceva decât faptul că omul este robul și sclavul urii și a tuturor emoțiilor negative, a simțămintelor de ură împotriva celor din jur. Aș vrea să mergem puțin mai departe și vreau să vă invit să deschideți scripturile în Cartea Apocalipsei, un verset foarte interesant. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semăneau cu niște broaște și s-au dus la împărații pământului să-i pregătească pentru războiul zilei celei mari. Știți, aceste trei duhuri de broaște care au ieșit din gura balaurului, din gura fiarei, din gura prorocului mincinos, nu fac altceva decât să imite ce au văzut în ceruri. Și anume, balaurul vrea să imite puterea și autoritatea Tatălui. Fiara, papalitatea, nu dorește decât să imite autoritatea Domnului Hristos în sanctuar, iar prorocul mincinos, America protestantă, nu vrea să facă altceva decât să înlocuiască cu falsitate marea mișcare a Duhului lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, care se va realiza cu poporul său la timpul sfârșitului. Iată falsa trinitate, balaur, fiară și proroc mincinos. Cele trei solii îngerești din Apocalipsa, capitolul 14, au o contrafacere. Tot așa avem trei solii îngerești în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 13. Dar acei trei îngeri care ies din gura balaurului, fiarei și prorocului mincinos transmit un mesaj fals lumii. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva curente foarte interesante care produc opoziția împotriva celor trei solii îngerești. Cartea lui Hutton, Teoria Pământului, publicată în 1795, a luat pământul vechi de 6.000 de ani și ne-a spus că e vorba de milioane de ani. Atenție, acesta este un atac direct împotriva mesajului pe care solia îngerului întâi, reflectat în Apocalips, capitolul 14, la versetul 6, la versetul 7, îl are. Ce spune acolo? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă pentru că a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Iar această carte a lui Hudson renunță la conceptul creațiunii și a faptului că lumea există de 6.000 de ani și ne dă gândirea evoluționistă, milioane de ani. Deci nu există Dumnezeu, nu există judecată, nu există tron, nu există lege, nu există nimeni în fața căruia noi să venim ca fiind responsabili. A doua carte, cartea lui Charles Lyell, Principiile geologiei, scrisă în 1830, a îndepărtat potopul și ne-a dat prezentul este cheia pentru trecut. Eu nu înțeleg această declarație, cum adică prezentul este cheia pentru trecut. În realitate, această declarație este extrem de confuză pentru că este pusă tocmai invers. Trecutul este cheie pentru prezent. Cine își uită istoria este condamnat să o repete. Cartea lui Darwin, Originea speciilor, publicată în 1859, l-a luat pe creator și ne-a dat toată viața provine dintr-un strămoș comun. L-au luat pe Dumnezeu,
nu mai există război între fiară și Dumnezeu, între semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei, nu mai există război între legea lui Dumnezeu și legile oamenilor, între cuvântul lui Dumnezeu și tradiție, totul s-a terminat. Aceste trei cărți, aceste trei idei au călătorit în toate universitățile planetei Pământ, dragii mei prieteni, și au făcut atei din profesorii care le-au predat, și au făcut atei și generații de atei din studenții care au luat parte la astfel de universități. Și când s-au întors înapoi, te-au bătut pe umăr fata sau băiatul și au zis: mamă, ești demodată, păi ce am învățat noi la școală nu se potrivește cu teoria, cu Biblia dumitale și cu Dumnezeu ăla. Nu există tată Dumnezeu. Și te uiți cu jind la copiii pe care i-ai crescut și nu îi recunoști pentru că ei nu mai îți oferă recunoștința ca tată și ca mamă, nu mai crede în nimic, nu mai crede în nimeni, nu există statură morală și valențe pentru lumea de astăzi. În imaginea de față nu avem altceva decât ideea care arată cum funcționează pendulul societății noastre, de la religie forțată, a evului mediu, inchiziție, tortură și așa mai departe. Pendulul ajunge la timpul Revoluției franceze în cealaltă extremă a ateismului, care spune: nu mai vreau să am de-a face cu Dumnezeu dacă Dumnezeu arată ca papa. Și astăzi lumea este saturată de ateism și veți vedea cum oamenii vor alege o religie forțată. Este o declarație care o găsim în Geneza, capitolul 3. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dacă vă uitați la această schemă, observați două declarații. Hotărât nu veți muri, este caracterul ateu al mesajului vrăjmașului, și apoi caracterul religios: veți fi ca Dumnezeu. Evoluționismul este amăgirea unei științe false. Veți fi ca Dumnezeu, sigur, flatarea ființei umane. Adam și Eva s-au simțit flatați când i s-a spus că pot să fie ca Dumnezeu. Nu veți muri niciodată. Sunteți cine muritori? Nu credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, credeți-mă pe mine. Nu credeți în iertarea lui, credeți în disperarea pe care vă ofer eu. Nu aveți nevoie de Dumnezeu. Uniți-vă cu mine împotriva lui Dumnezeu. Dacă vreți să vă salvați, secretul se găsește în voi. Toată această teorie pornește din Eden și călătorește în timp până în zilele de astăzi, dragii mei prieteni. Ce a fost, va mai fi, spune Solomon. Așa că nu ne surprinde nimic. Toți cei care au citit în trecutul istoric viața pământenilor își dau seama că fiecare generație repetă aceleași eșecuri. În cartea Apocalipsei găsim un alt verset interesant: de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că mai are puțină vreme. Dar de unde știe vrăjmașul că mai are puțină vreme? Păi citește profeția. Păi de unde o citește? El studiază Scriptura mai bine decât o studiez tu și eu la oaltă. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, care să ne dea putere și să ne dea înțelepciune, să contracarăm informația falsă care circulă peste tot în lumea aceasta. Dragii mei prieteni, a venit vremea ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu lacrimi, cu post, cu rugăciune, cu temere sfântă de la Dumnezeu și cu prezența minunată a înțelepciunii divine prin influența Duhului Său Sfânt, pentru că altfel noi nu putem înțelege cuvântul și vom fi amăgiți în cele din urmă. Avem nevoie de statura plinătății Domnului Hristos în caracterul nostru ca să putem sta în picioare în vremea marelui test. Cu riscul de a mă repeta, vreau să readuc în subiect numele lui Malachi Martin, despre care Dallas Morning News spunea că în vremurile biblice l-ar fi numit un profet. Pe prima pagină a cărții lui The Keys of This Blood, Cheile acestui sânge, face o declarație: the struggle for world dominion between Pope John Paul II, Michael Gorbachev and the capitalism West, care se traduce: lupta pentru supremația globală între Papa Ioan Paul al II-lea, Mihail Gorbachev și capitalismul occidental. Deci, pe prima pagină, Malachi Martin spunea că cei trei protagoniști care se luptau în 1989 erau comunismul din Est, capitalismul american și papalitatea. Ca să vedem astăzi ultimile zile înainte de prăbușirea finală a protestantismului american.
Lupta pentru supremația globală între Papa Ioan Paul al II-lea, Mihail Gorbaciov și capitalismul occidental. Dragii mei prieteni, la ora actuală Vaticanul nu are rival. Vaticanul, papalitatea, sistemul papal este autoritatea supremă care conduce guvernul mondial din culise. O declarație care m-a surprins puțin este declarația Papei Francisc, care spune: nu sărbătoriți victoria împotriva coronavirusului prea devreme, le-a zis Papa italienilor. Din această declarație trag concluzia că Papa ține mai mult cu coronavirus decât cu oamenii care mor eventual de această boală. Probabil că ați auzit că săptămânile trecute Carol Maria Vigano, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici din Statele Unite, a trimis o scrisoare deschisă președintelui, prin care dumnealui recunoaște faptul că dacă până acum existau dubii cu privire la sinceritatea și onestitatea celor care au creat această criză mondială, Carol Maria Vigano pune capăt acestor dubii și oficializează conspirația care noi o suspectam că există. În societate, domnule președinte, aceste două realități opuse coexistă ca dușmani eterni. La fel cum Dumnezeu și cel rău sunt dușmani eterni. Vreau să vă spun că cel rău nu este etern. Cel rău va muri și va fi judecat de Dumnezeu și va fi ars în cuptorul cu foc, așa cum spune Scriptura. Și se pare că acești copii ai întunericului și pe care îi putem identifica cu statul paralel, căruia vă opuneți cu înțelepciune și care poartă un război acerb împotriva dumneavoastră, în aceste zile au decis să dea cărțile pe față și să spunem așa, dezvăluindu-și planurile, par atât de siguri că au deja totul sub control, încât au lăsat deoparte acea prudență care până acum le-a ascuns măcar parțial intențiile. Și este tulburător că există episcopi, precum aceia pe care i-am denunțat recent, spune cardinalul Vigano, care prin cuvintele lor dovedesc că sunt aliați cu tabăra opusă. Sunt supuși statului paralel, globalismului, gândirii aliniate, noi ordini mondiale pe care o invocă din ce în ce mai des în numele unei fraternități universale care nu are nimic creștinesc, dar care evocă idealurile masonice ale celor care doresc să domine lumea, gonindu-l pe Dumnezeu din tribunale, din școli, din familii și poate chiar din biserici. Aceste declarații a acestui cardinal au stârnit o mare agitație, pentru că este pentru prima oară când un oficial al Romei confirmă că, de fapt, teoria conspirației nu mai este teorie, ci este un adevăr atât de izbitor, atât de zguduitor pentru mintea creștină, pentru cel care dorește să înțeleagă natura evenimentelor și natura crizei pe care o traversăm. Anchetele aflate în curs vor dezvălui adevărata responsabilitate a celor care au gestionat urgența COVID, spune cardinalul. Nu doar în domeniul sanitar, ci și politic, economic sau al presei. Vom descoperi probabil că în această colosală inginerie socială există oameni care au decis soarta umanității, arogându-și dreptul de a acționa împotriva voinței cetățenilor și a reprezentanților din guvernele țării. Vom descoperi de asemenea probabil că revoltele din aceste zile au fost provocate de cei care, văzând că virusul se estompează inevitabil și alerta socială a pandemiei se estompează și ea, au fost obligați să provoace tulburări civile, deoarece acestea trebuiau să fie urmate de acțiuni de represiune care, deși legitime, puteau fi condamnate ca o agresiune nejustificată împotriva populației. Domnule președinte, rugăciunea mea se îndreaptă cu statornicie către iubita națiune americană, unde am avut privilegiu și onoarea de a fi trimis de către Papa Benedict al XVI-lea ca nunțiu apostolic. Dragii mei prieteni, aș vrea să fac un pas mai departe, fără să fac prea multe comentarii cu privire la conținutul acestei scrisori, care este destul de evident. Aș vrea să introduc din nou personajul de partea opusă cardinalului Vigano, care este Antonio Fauci, este șeful celulei de criză din Statele Unite cu privire la pandemia COVID-19. Într-un interviu televizat, Antonio Fauci declară: oamenii sunt
pauză, se bâlbâie, pentru motive care câteodată sunt, știți, de neconceput și de neînțeles, ei nu cred în știință și nu cred în autoritate. Se simțea omul frustrat că minciuna pe care au promovat-o până astăzi nu mai e crezută de majoritate. Și ce spunea frustrat Antonio Fauci, zice, deci când oamenii de rând văd pe cineva la Casa Albă, suspus că își dă un aer de autoritate în domeniu, care vorbește despre știință, că sunt oameni de știință care nu cred în aceasta, adică nu cred în realitatea pandemiei, vrea să spună, și din nefericire acesta este evident, deoarece, știți, știința este adevărul. Așa să spun că știința nu este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Dintr-o altă perspectivă, Ellen G. White, marele autor american, face o declarație total contradictorie domnului Antonio Fauci. Cei care sunt înșelați și se măgulesc cu amăgirea că prezentul este un timp de progres real și că omenirea a înaintat în veacurile trecute în adevărata cunoștință, se află sub influența tatălui minciunilor, a cărei lucrare a fost întotdeauna aceea de a transforma adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Mi se pare foarte puternică această declarație și foarte convingătoare. Câteva detalii despre domnul Antonio Fauci. În 1958 a intrat în școala Reagan's High School, o școală liberă din Manhattan, de New York, cu misiunea specială de a educa fiii de emigranți catolici în tradiția iezuită. Ca să ne dăm seama ce ar însemna tradiție iezuită, v-aș recomanda câteva cărți bune de citit. Vatican's Assassins, Asasinii Vaticanului, scrisă de Eric John Phelps, sau, dacă vreți, The Secret History of Jesuits, istoria secretă a iezuiților, scrisă de Edmund Paris. Sau citiți Vaticanul în limba română, o ediție publicată undeva în 1946, dacă nu mă înșel, Avram Manhattan, o carte foarte bună care descrie ce înseamnă, de fapt, tradiția iezuită. Sau The Papacy, scrisă de Wiley, J.A. Wiley, în 1867, în care aveți o percepție protestantă a ceea ce însemna papalitatea pe vremuri. Domnul Emmanuel Macron, la televiziunea națională, era porvocea sau ecoul arhibișopului Eric Molly, care spunea că ar fi bine ca să sărbătorim victoria împotriva la coronavirus prin a îi ține pe oameni închiși în casă în fiecare duminică sau cel puțin o dată pe lună. Deci iată că această criză care este intitulată coronavirus ne călăuzește cu pași repezi către o lege duminicală mondială care evident își va avea startul în Statele Unite. Sunt convins că Dumnezeu ne poate binecuvânta și pe noi cu o atitudine corectă, înțeleaptă, în condițiile acestea de criză deosebită. Vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că în curând vom plăti destul de scump prețul credinței noastre. Pana Inspirată spune, noi trebuie să recunoaștem autoritatea omenească ca o rânduire stabilită de Dumnezeu și să învățăm ascultarea de ea ca fiind o datorie sacră în cadrul sferei ei legale. Și continuă Ellen White, dar când cerințele ei, adică când cerințele autorităților, când cerințele guvernelor, vin în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie recunoscut mai presus de toate legiuirile omenești. Un așa zice Domnul nu trebuie dat la o parte pentru un așa zice biserica sau un așa zice statul. Cununa lui Hristos trebuie să fie înălțată mai presus de diademele potentaților pământului. Nu cred că Dumnezeu va îngădui oamenilor de genul Bill Gates și alții ca să controleze mintea umană prin inocularea de vaccine de origine necunoscută. Declarația lui Ellen G. White este foarte clară. Decretul nu va fi impus oamenilor orbește. Fiecare trebuie să aibă lumină suficientă pentru a lua o hotărâre în mod deliberat. Deci sunt convins că atunci când noua ordine mondială, partea întâi, ateismul,
draconic pe care îl vedem manifestat în lumea de astăzi va fi distrus, vom avea de-a face cu falsa religie care se va impune prin forță și atunci eu sunt convins că va exista o dezbatere televizată între Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura și legile și tradițiile oamenilor. Atunci și numai atunci oamenii vor fi lămuriți clar cu privire la voința lui Dumnezeu și voința oamenilor. Atunci se va lămuri clar că misiunea Domnului Hristos a fost una specială, iar că misiunea Papei este total opusă misiunii lui Hristos. Atunci se va dovedi clar că poporul Dumnezeu, care a fost omorât în timpul Evului Mediu, sub numele de eretici, sunt de fapt biserica recunoscută a lui Dumnezeu. Iar biserica oficială de pe planeta Pământ, care crease inchiziția și toate sistemele de tortură de a-i face pe eretici să renunțe la cuvântul lui Dumnezeu, de fapt sunt declarați ca biserica anticristului, biserica care a făcut o lucrare total opusă cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că la ora actuală sunt foarte mulți oameni care cunosc acest adevăr, dar din motive mai mult sau mai puțin cunoscute, păstrează tăcerea. Eu cred că a venit vremea, dragii mei prieteni, să dăm pe față curaj plin de respect, demnitate purtată cu umilință și credință îmbrăcată în bun simț. Aș vrea să citesc din Matei, capitolul 27, câteva versete. Atunci preoții, cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Așa cum preoții de atunci, cărturarii, nu, învățații, clasa intelectuală, oamenii de știință, bătrânii norodului, oamenii cu influență, s-au strâns în curtea marelui preot Caiafa, anticristul, și s-au sfătuit împreună într-un consiliu al bisericilor cum să-l prindă pe Iisus cu ce? Cu vicleșug. Iar mai departe, cuvântul lui Dumnezeu continuă, dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Preoții, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot, dar se temeau de proteste, să nu se facă tulburare în norod. Iar mai târziu, după ce au făcut acest complot împotriva Mântuitorului, la Golgota, preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Cum poți să îndupleci noroadele? Prin manipulare, promisiuni care nu se vor împlini niciodată, așa cum se manipulează gloata astăzi care iese în stradă, tot așa au fost manipulați oamenii care cu demență strigau răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Doar câteva zile în urmă, aceiași oameni, în mod nobil, în mod pașnic, strigau Hozana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, iar după câteva zile, aceiași oameni civilizați se comportă și sau se transformă în fiare și strigă fără rațiune, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Iar Mântuitorul spunea, dacă asta îi se face copacului verde, ce îi se va face copacului uscat? Fiice ale Ierusalimului, nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi și casa voastră, pentru copiii copiilor voștri. E timpul să ieșim din orașele mari, e timpul să ne reajustăm prioritățile, e timpul să ne pregătim cu post și rugăciune, să plângem între tindă și altar, pentru că Domnul Hristos este gata să vină. Popor al lui Dumnezeu, tu care ești înlăcrimat, care ești frământat de crize, de incertitudine, nu te teme de nimic, intră în odăița ta și încuie ușa după tine până va trece mânia mea. Fie ca bunul Tată din ceruri să ne binecuvânteze în această seară, dragii mei prieteni, să ne dea putere să înțelegem că tot ce am crezut și tot ce am clădit astăzi până aici în cuvântul lui Dumnezeu rămâne stabil ca o stâncă. Să ne rugăm. Iubite Tată din ceruri, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim pentru marele adevăr împărtășit și te rugăm frumos să ne însuflețești cu prezența Duhului Tău Sfânt și să ne dăruiești dragostea Ta și iubirea Ta pentru veșnicie. E rugăciunea mea fierbinte, Tată bun, ca să ne întărești cu credință, cu iubire și cu har și să binecuvântezi pe ascultătorul sincer și onest care dorește schimbarea vieții și care dorește o lume mai bună, o lume cu Tine și cu Fiul Tău, Domnul Hristos. Îți mulțumim că ne iubești și pentru că ne-ai oferit o mântuire la care noi n-am adăugat nimic.
binecuvântați și onorați să fie scumpul tău nume de acum și în veci. Amin. Dragii mei prieteni, a fost o deosebită plăcere să vă întâlnesc pe Calea Undelor. Numele meu este Liviu Tudoroiu și sper ca săptămâna viitoare să ne întâlnim din nou în prezența Cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și casele noastre. Amin.